Dragii mei, sunt atât de bucuros să continuăm uh, micuța noastră călătorie în domeniul acesta, atât de fascinant al familiei, privită din perspectiva spiritualității și privită din perspectiva chemării familiei, care este chemarea familiei în ochii lui Dumnezeu, Creatorul ei. Și am descoperit împreună că ea este purtătoarea chipului lui Dumnezeu. Dumnezeu i-a făcut după chipul lui, parte bărbătească, parte femeiască, numit om. Acești doi, numiți om, și ei au fost chemați să poarte chipul lui Dumnezeu pe pământ și să transmită acest chip mai departe în omenire să perpetueze viața și numele lui Dumnezeu în viață. Acest lucru este de o capitală însemnătate, nu are cum să fie explorat într-un studiu ca acesta, dar poate fi propus ceea ce se și întâmplă. Îl propunem spre descoperire asupra minților noastre, asupra sufletului nostru și a tot ce se întâmplă în casa noastră, o continuă descoperire a Duhului Sfânt, a călăuzirii lui în tot adevărul, așa cum ni s-a spus. Unul din cele mai emoționante momente pe care le poate trăi ființa umană pe Pământul acesta este momentul cererii mâinii. Este atât de încărcat emoțional acest moment, și acum am emoții când mi-aduc aminte de lucrul acesta. Dar îmi dau seama, cercetând scripturile după un drum destul de lung în acest domeniu, îmi dau seama că am gândit ca un copil atunci, n-am înțeles însemnătatea acestui lucru și nu l-am văzut așa cum îl văd astăzi și nici cum o să-l văd mâine. Dar prin harul lui Dumnezeu călătorim și ne îndreptăm spre ținta vieții noastre, care este Hristos Isus. Aceasta e ținta familiei noastre pe Pământ. Și când ne amintim de uh, cuvintele Mântuitorului nostru care a fost spuse Martei, un singur lucru trebuie, rămânem aproape fără cuvânt în fața pregătirilor care se fac aici în America, în anumite cazuri, bineînțeles, unele sunt de un simplism grozav, scăbătoarea aceasta a căsătoriei. Este de un simplism grozav. Nu simplitate, simplism. Dar în alte cazuri este de o meticulozitate exagerată. Lumânările, florile, culorile, absolut tot, tot, tot este luat în considerare și nu departe de noi gândul să minimalizăm însemnătatea acestor lucruri în ochii Miresei sau ai Mirelui. Nu, nici de pe departe Dumnezeu prețuiește enorm aceste lucruri, însă astăzi învățăm că există o prioritate ca în toate celelalte, există o prioritate a tuturor priorităților de care trebuie să ținem cont. Ați observat bine că la zidirea casei și la proba furtunii și a șuvoaielor a contat temelia. Temelia a contat. Deci, la fel este în zidirea familiei. Temelia contează. Și care este temelia? Temelia nu, este, nu constă în toate lucrurile de care se ocupa Marta. Acestea erau zidirea. Ea zidea. Temelia constă în așezarea fie pe stâncă, fie pe nisip. Casa este la fel de frumoasă, la fel de mare, impunătoare, superbă, prețioasă, ce nu s-a pomenit. Ceea ce nu se vede este pe ce fel de temelie este așezată această casă. Dar când va veni șuvoiul, va dezgoli temeliile acestea și se va constata că o casă se prăbușește și prăbușirea este mare, face zgomot până departe și o alta rămâne în ciuda șuvoilor pentru că este așezată pe stâncă pe Deci, la acest capitol, la capitolul familie, contează enorm temelia pe care zidim casa noastră. Și temelia nu este altceva decât motivația adâncă a sufletului nostru atunci când cerem mâna, când ne angajăm și când dăm mâna, când oferim mâna noastră, când întindem mâna Lucrul acesta este de neimaginat, strângând mâna unei persoane într-o clipă, cum am făcut și eu și am sărutat acea mână, este un gest pentru o viață, înseamnă enorm și nu știu cât putem noi pricepe la ora aceea. Apostolii n-au înțeles mare lucru când i-a chemat Isus să vină după el dar și nici până o încheia viața n-am înțeles mare lucru. De-abia când Dumnezeu ne va da o minte nemuritoare și un corp nemuritor, așa cum a promis în cuvântul lui, abia atunci vom pricepe împreună cu toți ființii dimensiunile acestea. Acum, ceea ce facem noi este să continuăm cercetarea și învățarea cu privire la natura, la misiunea, la chemarea familiei pe pământul acesta de multe lucruri te îngrijorezi și te frămânți tu un singur lucru trebuiește fără să înțelegem greșit aici Isus nu a pus în contra sau în tensiune căutarea împărăției lui Dumnezeu, vorbirea cu el, nu le-a pus în tensiune cu mâncarea, curățenia și celelalte, astea sunt bune, astea sunt rele, cum de adesea spunem noi, că cele lumești, cele pământe și așa, nu, ele fac parte, orice faceți, să faceți totul spre slava lui Dumnezeu, adică să zidiți pe această temelie, Hristos Iisus, pe stânca aceasta. Nu este totul să te apuci de zidit, totul este să judeci, să sapi adânc și o clădire cu cât este mai înaltă, cu atât trebuie să sapi mai adânc, să pui o temelie și mai adâncă pe care va rămâne ea. Iubiții mei, momentul acesta al cererii mâinii, care simbolizează de fapt nașterea familiei noastre, sau mai degrabă imaginea vizibilă a ceea ce invizibil s-a petrecut în sufletele noastre, în momentul acesta are ca piatră unghiulară, ca temelie, ca primordial, mai întâi împărăția celor, are ca, ca temelie, deci, ceea ce este scris aici în cuvântul lui Dumnezeu și găsim împreună în a doua regi, capitolul 10, versetul 15. Sigur, locul acesta se ocupă de un alt eveniment, dar principiul rămâne același. 2 regi 10 cu 15. Inima ta este tot așa de curată cum este inima mea față de tine? Răspunsul este. Urmarea. Dacă este, dă-mi mâna. Și l-a luat în caro. Dă-mi mâna. Ia L-a luat în caro lui. Dacă, dacă este, acesta a fost uh, cuvântul. Prin revers spune, dacă nu este, continuă straseul. La temelia formării familiei este o inimă curată. Sunt intenții curate, sfinte este o dragoste lipsită de agendă sau de interese. Dragostea nu cuprinde aceste elemente, interese sau agendă. Afacerile, asociațiile. Nu, nu toate, tot ce numim noi familie, este familie. Unele sunt asociații, pentru, depinde care este obiectivul, altele sunt în perechieri, unele sunt cu și așa mai departe, diverse forme, dar familia sfântă, dedicată lui Dumnezeu și născută în Dumnezeu, are la temelie inima Curată. Dacă inima ta este tot așa de curată cum este inima mea, nu poți să ceri o inimă curată cuiva atâta timp cât inima ta este pătată și murdară. Nu poți să ceri de la cineva ceea ce tu însuți știi că ai călcat în picioare și nu e adevărat despre tine. De aceea spune, dacă inima ta este tot așa de curată cum e inima inima mea este curată față de tine dar te întreb dacă și inima ta este curată față de mine. Când eu îți spun că inima mea este curată față de tine, înseamnă că nu am nimic la care mă pot gândi în momentul acesta, pe care l-aș ascunde sub un covor undeva să nu se știe până când trecem, trecem puntea până în partea la altă și vedem noi ce facem când trecem acolo. Nu, inima mea este tot așa de. Inima ta este tot așa de curată cum este inima mea față de tine, da, este. Dă-mi mâna. Aceasta este temelia. De aici, toate celelalte vi se vor da pe deasupra. Și economie, și uh, fericirea, și bucuria, și toate sunt subproduse uh, ale acestui lucru. Casa este zidită pe această uh, temelie. iubiți mei, însă. De unde să avem această inimă curată, când în, în păcat m-a zamislit mama mea, când un uh, copil se rătăcește în viață de la ieșirea din Pântecele mame. Primele lucruri care se întâmplă acestea sunt, ați observat, creații ale înșelăciunii în copii și ale răutății, ale egoismului, ale apucăturilor și așa mai departe. Fel de fel de lucruri care sunt deja pregătite acolo. S-a rătăcit prin naștere chiar. În păcat m-a zămisluit mama mea. De unde să iau eu uh, această inimă curată? Asta întreba eu. Vreau să întemez o familie, da? De unde să iau o inimă curată? Uh, când vreau să întemez o familie, mă ocup repede de o fată frumoasă, de o fată cu perspectivă, cu viitor, cu tare. Eu iau calcul tot felul de lucru și uit să întreb dacă numărul unu, dacă inima mea este curată față de această fată sau acestei fete față de acest băiat, dacă inima este curată și liberă de orice fel de agendă de felul acesta, atunci putem să adresăm întrebarea, este inima ta tot așa de curată cum este inima mea? Oricum, lucrul acesta se va descoperi pe parcurs, indiferent cât de bine este el ambalat și camuflat inițial proba focului, spune Scriptura, va descoperi șuvoaile, vor descoperi ce fel de temelie a fost aceasta care era pictată sub forma unor stânci, dar era de carton, de fapt, pentru că la temelie avea acest firesc pământesc sau drăcesc cu care noi umblăm pe pământul acesta. Aceasta este temelia pe care zidește Dumnezeu o familie. Inima ta este tot așa de curată cum este inima mea. De unde se iau această inimă? Păi nu este departe de noi, e la distanță de o rugăciune. Doamne, eu nu am acest fel de inimă. Inima mea este nespus de rea, este deosebit de înșelătoare. Nimic bun nu locuiește în mine. Știu lucrul acesta. Chiar binele pe care îl fac, nu pot să fac niciun bine fără să păcătuiesc într-un fel sau altul, făcând bine vreau să spun așa cum spune Scriptura. Aceasta mi este inima. Dar lucrurile nu rămân aici. Este o rugăciune ușoară, naturală, simplă. Zidește în mine o inimă curată, Dumnezeule. Pune în mine un duh nou și statornic. Dacă am putea să vedem cât de mișcat este Dumnezeu în fața unei astfel de rugăciuni. Probabil că ne-am prăbușit înaintea lui Dumnezeu, cum a spus Daniel, am căzut leșinat când am văzut așa bunătate, așa frumusețe a lui Dumnezeu. Zidește în mine o inimă curată. Aș vrea să mintem o familie, dar primul lucru, nu caut un băiat frumos sau un bogat sau un inteligent, înțelept sau o fată cu calitățile acestea, ce caut o inimă curată ca să poți să întreb dacă inima ta este curată ca și a mea. Și înainte să întreb aceasta, curățește-mă întâi pe mine, dă mie această inimă curată, zidește în mine o inimă curată, Dumnezeule. David zidise mult în viață, dar nu pe o inimă curată, ci pe o inimă murdară, cu plăceri senzuale, cu mândrie, cu răutate, cu crozime, cu sete de sânge, cu se, se agățase de el multe lucruri de la înainteașul său, Saul, și cu ocazia aceasta el nu se, nu se dovedește a fi mai bun decât cel care a fost înaintea lui. Diferența constă în faptul că în timp ce Saul s-a dus la satana, la brăjitoarea din Endor, David s-a dus la Dumnezeu. Și a zis, zidește în mine o inimă curată. Dacă ne uităm în Scriptură, nu e o diferență între inima lui Petru și inima lui Iuda, într-un fel sau altul, decât că unul s-a dus la Ștreang și unul s-a dus la Isus. Aici este, zidește în mine o inimă curată, Dumnezeule, ca pe aceasta să pot întemeia o casă, o familie după chipul lui Dumnezeu, chipul lui Dumnezeu să se manifeste în familia noastră. Care este impactul unei astfel de inimi asupra vieții? ferice de cei cu inimă curată, de familia aceea care se întemeiază pe o inimă curată, pentru că aceștia vor vedea pe Dumnezeu la ei acasă. Expresia aceasta da, a vor vedea pe Dumnezeu este luată generalizat. E aproape, nu e nimic. Este, este o masă în formă. A vedea pe Dumnezeu, despre care scrie aici, nu prevede vreo teofanie sau ceva, ci prevede manifestarea prezenței lui Dumnezeu în tot ce se întâmplă în viață, fie că mânca sau vorbiți sau ceva, prezența lui Dumnezeu în casă. Ferice de cei care întemeiază o familie pe baza cuvântului acestuia. Inima ta este tot atât de curată față de, față de mine, cum este inima mea față de tine? Este la fel? Răspunsul da, este. Dă-mi mâna. Aceasta a fost concluzia. Ferice de cei cu inima curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu la ei acasă. Ei vor vedea pe Dumnezeu în viața copiilor lor, ei vor vedea pe Dumnezeu. Acesta este în tot ce se întâmplă, în tot ce se întâmplă. Nu este cazul să încercăm noi să aducem aici descrierea unei inimi curate. Aceasta o cunoaște doar Dumnezeu. Este o operă dumnezeiască. dar manifestările ei se văd, se văd la orice pas. Și nu trebuie să fii savant sau să nu trebuie să fii cineva ca să înțeleagă acest concept. Am stat de vorbă cu nepoata mea de patru ani, care a spus că nu o lasă inima să-i dea niște rochițe verișoare ei. Inima, ea mea, a spus ea, zice, îmi spune că nu e bine să facem așa ceva, să-i dăm lu verișoara. Nu e bine. Îi rămăseseră mici rochițele. Am sunat-o, a doua zi am lăsat un pic de timp, am sunat-o și zic că am înțeles că ai o problemă cu inima, ai ceva la inimă și ea a fost foarte mirată. Și după aceea, fica noastră i-a spus, zice, știi că ai zis că nu te lasă inima să-i dai, lu să dai merișoare tale rochile care ți-au rămas mici. Și ea și-a adus aminte imediat că așa a zis. Și-am spus, uite, Noel, rezolvarea este foarte simplă. Avem nevoie de o inimă nouă. De o inimă nouă și inima nouă nu poate da decât Dumnezeu. Domnul abia așteaptă să facă lucrul ăsta. Și ne-am înțeles, așa, copilerește asupra acestui lucru. A doua zi, când mergea cu mama ei în parc, s-a uitat la ghetuțele ei și i-a spus mamei, mamă, ghetuțele astea o să mă rămână mici în curând, aș vrea să le trimitem verișoare. Inima se schimbase. Dacă cineva vreodată va încerca să se scuze cu faptul că vine dintr-o, o s a născut din oameni cu inimă rea, așa cum scrie în Ezechiel, idolatri, răutăți, însetați de sânge. Sau. Dacă cineva încearcă să se scuze cu așa ceva, ofensează adevărul și bunătatea lui Dumnezeu. Bineînțeles că scuza aceasta nu rămâne în picioare. Întrebarea se va ridica, dar ai cerut o inimă curată de la Dumnezeu și nu ți-a dat Dumnezeu o inimă curată? Ai cerut lucrul acesta? Când ți-a dat Dumnezeu Dumnezeu, ai primit această inimă curată sau ai lăsat-o acolo unde ți-a dat-o? Când ai primit-o, ai luat-o în stăpânire, ai început să o trăiești sau doar așa, teoretic, a, mulțumesc, puneți l acolo, un cadou îl găsiți la anul exact unde l-a spus. Care este adevărul? Pentru că niciodată Dumnezeu nu va rezista unei rugăciuni ca aceasta. Zidește în mine o inimă curată, Dumnezeule, ca să pot să zidesc o casă după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Niciodată Dumnezeu nu va. Pe cel ce vine la mine cu astfel de rugăciune, niciodată nu-l voi da afară. Nu ar trebui niciodată să cer cuiva o inimă curată atâta timp cât inima ta nu este curată. Dar aceasta este realitatea în multe cazuri. Deși răspunsul și dialogul acesta este inima ta curată, așa cum este inima mea față de tine, deși dialogul acesta are loc, se întâmplă că în aceeași casă, deodată, unul este așa, unul luat, unul lăsat. Se întâmplă lucrul acesta și avem multe astfel de exemple în scripturi. Dacă ne uităm la Abigail și Nabal, dacă ne uităm la Iov și soția lui, unde li s-au dispărțit drumurile în fața suferinței și apoi s-au reunit și dacă ne uităm la aceste lucruri, ele sunt frecvente și nu sunt întâmplătoare, ci au la bază fie o hotărâre, fie o neglijență, fie o împrejurare care n-a fost sub controlul cuiva sau altcuiva, fie chiar o intenție. Ți-a descoperit Dumnezeu că inima lui sau a ei nu este tot așa de curată cum e inima ta sau a ta față de el și atunci uh, ai închis ochii și ai mers înainte. Ți-ai asumat răspunderea aceasta. Bun. Consecințele sunt aici. Sau uh, poate nu a existat un alt drum. N nu are rost să intrăm în, în cauzalitatea acestor lucru, pentru că ele sunt cunoscute lui Dumnezeu. Dar situația aceasta este. Unul luat, altul lăsat. Biblia spune că într-un astfel de moment trebuie să iei bine seama să nu fii tu Transformat după chipul celui care este lăsat sau luat, în sensul negativ. Ați observat că, în momentul în care Natanael a venit înaintea Domnului Isus Hristos, despre el a fost făcută declarația aceasta: Iată un om care are inimă curată. Acesta este. Nathanael n-a cerut altceva în vederea întâlnirii cu cel ce vine, ca să Israel cultiva permanent în slujbe venirea lui Mesia, dar nu se gândea nimeni că inima ta contează în primul rând când va veni el, că nu orice inimă îl va primi pe el, ci trebuie fericit de cei cu inima curată, că numai aceștia vor vedea pe Dumnezeu. Și aceasta a fost preocuparea lui Natanael El a valoarea acestui lucru, după cum și un tânăr sau o tânără sau cineva care întemeiază o familie, înțelege valoarea inimii curate. Și pentru aceasta a luptat Natanael. El n-a cerut, dă-mi o împărăție peste romani sau dă aurul aurul lungilor sau... Nu, el a cerut, dă-mi o inimă curată. Dă-mi o inimă curată, Doamne, atât. Pentru că inima curată vede, vede pe Dumnezeu. Și lucrul acesta se are urmări, așa cum spuneam, nu numai pe pământul acesta, într-adevăr se manifestă la orice pas, ci și pe noul pământ. Dar dacă există o tensiune în familie și există pretul tineri, există o tensiune binecuvântată și este una blestemată. Tensiunea binecuvântată este atunci când suferi la tine în familie pentru numele Domnului, pentru purtarea ta sfântă și fără prihană, prin care dorești să câștigi pe cel de lângă tine sau pe cea de lângă tine care... Nu primește Cuvântul lui Dumnezeu, dar vrei să câștigi această ființă fără cuvânt, prin viața ta. Asta spune Petru în, în capitolul 3, versetul 1. Dacă unii nu ascultă Cuvântul lui Dumnezeu, să fie câștigați fără cuvânt, prin purtarea nevestelor sau, în cazul opus, soților lor. Aceasta este agenda într-o casă în care lucrurile nu, nu, au fost zidite pe întâlnirea a două inimi curate. Lucrul acesta este nu un produs al, al lucrării lui Dumnezeu, ci un produs al păcatului din pricina aceasta. Dar, iubiții mei, cuvântul lui Dumnezeu spune nu, niciodată nu trebuie să te oprești asupra unei situații, pentru că asta este situația, e fata, nu, e fatală sau este definitivă, nu. Nu este așa. În această situație se manifestă Dumnezeu de neimaginat în așa fel încât întoarce blestemul în binecuvântare, întoarce răul în bine, întoarce nenorocirea în fericire când Dumnezeu este prezent. Această chemare mai, la o inimă curată deci nu are legătură doar cu viața aceasta, nu doar cu familia aceasta. Aceasta este doar prima clasă. Este o clasă de pregătire pentru lumea care vine, despre care a vorbit Mântuitorul nostru și care a spus ferice de cei cu inima curată că ei vor vedea pe Dumnezeu și în cartea Apocalipsiei spune ei vor vedea fața Lui. Diferența enormă între a intra într-o familie cu o inimă pătată sau încărcată sau cu o agenda sau cu interese sau cu uh, lucruri din acestea uh, uh, măsluite, uh, vopsite ca să apară ceea ce nu sunt și care de fapt răm vopsea rămâne până la prima ploaie și lucrurile de felul acesta uh, des, de, uh, decid destinele ființelor noastre și ale familiilor noastre. Să mergem în Iosua, capitolul 14, versetul 7, să vedem cine a intrat și cine nu a intrat în țara promisă. Iubiții mei, nu se vedea la suprafață, pentru că oamenii erau îmbrăcați, erau echipații, militari și așa mai departe, dar în, în lăuntrul sufletului, ceea ce decidea, soarta acestor oameni care vor intra sau nu vor intra în țara promisă după ce au ieșit din țara robiei lor și au călătorit atâta pustie, ceea ce decidea, ceea ce despărțea aceste două clase de oameni, nu era forța militară a inamicului sau a amicului, sau nu avea legătură, ce era inima. Inima era cea care deosebea sau despărțea aceste două clase. Și această inimă, curăția sau necurăția ei este la baza despărțirii finale între dreapta și stânga, oi și capre, fecioare înțelepte, neînțelepte, oriunde, ceea ce elementul care produce distinția, despărțirea aceasta este curăția sau necurăția inimii. Iată ce spune Caleb în Iosua 14 cu 7 eram în vârstă de 40 de ani când m-a trimis Moise robul Domnului din Cades Barnea ca să-i țara și i-am adus știri așa cum îmi spunea inima mea curată de aceea și spus Domnul tu vei intra și a intrat tu vei vedea pe Dumnezeu și a văzut a văzut brațul și mâna Domnului acest lucru se întâmplă și se va întâmpla cu fiecare casă care este întemeiată pe acest sfânt dialog. Și el nu se poartă de la om la om, pentru că ființa umană este nespus de înșelătoare este inima ta curată? Da, cum să nu? Totul în ordine, totul în ordine, absolut. Dar este cum e? Da, absolut. Nu, nu, este greu de, de răspuns lucru. unde ai fost întreabă? Elise, nu am fost nicăieri, am fost paci. paci nu am, nu am fost nicăieri. El ai fost undeva și anume ai fost să iei lepra lui Naman. Nu, eu ziceam că am luat argintul. Nu, n-ai luat niciun argint. Ai luat lepra lui Naman. De aceea, o casă întemeiată pe, această, pe pe o inimă necurată. E mai bine să nu fie întemeiată de fel. Dar, de cele mai multe ori, este întemeiată împreună cu o suferință de neimaginat. Vine la pachet în împrejurarea aceasta. O casă întemeiată pe o inimă curată, de asemenea, vine la pachet cu prezența lui Dumnezeu, cu manifestarea lui Dumnezeu în familia noastră, în viețile părinților, soțului și de soție, și a copiilor. Aici, cuvântul lui Dumnezeu ne arată că, inclusiv tensiunea sau opoziția pe care lumea păcatului o ridică împotriva unei familii cu inimă curată, inclusiv opoziția aceasta este pusă de Dumnezeu să lucreze în favoarea lor. Lucrul acesta se extinde la o adunare. De ce sunt adunări tulburate în felul acesta? De ce sunt adunări divizate? De ce sunt oameni împotriva unii împotriva altora? Se uh, urăsc, se mănâncă unii pe alții, se nimicesc unii pe alții, așa cum scrie Pavel în Galaten. De ce? U, pentru că a zis acesta, pentru că a făcut acesta, pentru că nu e adevărat. Este o inimă necurată la mijloc. Este o inimă pătată. Dacă a Domnului Hristos este întemeiată pe această inimă curată despre care vorbim noi, ea va vedea pe Dumnezeu în rândurile ei. Ea va vedea pe Dumnezeu în manifestarea Lui. La fel se extind, aceeași lege se extinde în lumea în care ne găsim noi. Sunt conflicte sângeroase pe pământ astăzi, oameni care tremură pentru viața lor ca frunza în copac pentru copiilor, dar toate acestea nu duc la diverse evenimente istorice, conflicte și așa mai departe, ci duc la o inimă curată sau necurată. Lucrul acesta ar trebui ținut în atenția noastră primordial, ca așa a spus Mântuitorul. Caută întâi împărăția cerurilor și ai să vezi ce pace va fi pe pământ când împărăția cerurilor este căutată mai întâi. Alegerile noastre sunt diferite în unele situații. Caută mai întâi împărăția lui Dumnezeu în adunarea ta. Punctul cel mai important acesta este nu cine ești tu și ce crezi tu despre viață. Punctul cel mai important este zidește în mine o inimă curată, într-o biserică și la noi acasă. Altarul nostru al familiei noastre este zidit pe întrebarea aceasta. Tulburătoare, adresată în prezența lui Dumnezeu. Inima ta este curată, tot așa cum este inima ta, inima mea față de tine, da, este. Dă-mi mâna. Aș dori să încheiem lucrul acesta cu rugăciunea pe care a rostit-o David în cuvintele noastre: Tată, ceresc! Cerem de la tine lucrul acesta, Doamne, o inimă curată. Cerem de la Tine, Doamne, Tatăl nostru, această dorință, această dragoste pentru adevăr, această dragoste pentru frumusețea și bunătatea Ta, pe care să le aducem în casa noastră, în prezența copilor noștri și între noi. Aceasta ne este rugăciunea noastră, Doamne, și nu dorim nimic altceva, ci mai întâi acesta este darul. Zidește în noi o inimă curată, pune în noi un duh nou și statornic acelor oameni, Doamne, care au suferit enorm din pricina aceasta, dă-ne tuturor, te rugăm, darul pocăinței. Ajută-ne să ne întoarcem astăzi, acolo unde trebuia să fim de la început. Și dă-ne putere ca, din acest moment, să putem zidi casa noastră pe temelia care este Hristos Isus. Numele Tău să fie binecuvântat în veci. Amin.